Un accident rutier înfiorător a avut loc sâmbătă noaptea în dreptul localității Borca din județul Neamț. Două mașini conduse de doi verișori s-au lovit, apoi s-au răstogolit și au ajuns în curți la două case. E greu de spus cum s-a întâmplat totul, pentru că mașinile circulau pe același sens. În fiecare dintre autoturisme se afla câte un grup de tineri. În mașină au murit doi frați de 17 și 23 de ani. Din primele verificări ale polițiștilor se pare că unul dintre cele două autoturisme implicate în accident nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de cealaltă mașină care se deplasa în fața sa. În urma impactului, ambele autoturisme au părăsit partea carosabii și au ajuns în curțile la două familii. Practic, gardurile, geamul unei case și o anexă au fost distruse. Vorbim despre șapte persoane implicate în accident. Trei au ajuns la spital, trei din nefericire și-au pierdut viața, iar un alt tânăr de 23 de ani a primit îngrijiri la fața locului, refuzând transportul la spital. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.